tunderea în monahism, între tainele bisericii și făcea o legătură între tunderea în monahism și botez. Aceeași haină albă, aceeași haină albă precum la botez. În alt nume decât cel primire la botez, o înnoire a numelui, precum o dirioară, din Saul devine Pavel, din Cheva devine Petru. Un alt nume, un alt legământ. În fața judecății, mărturisim un botez într-o iertare a păcatelor, pentru că botezul este un legământ între fiecare om și Domnul. Și tunderea în monahism este un alt legământ pe care omul și-l pune cu Dumnezeu în taina bisericii, un legământ prin care vrea să cunoască pe Dumnezeu mai adânc, prin care se făgăduiește să trăiască mai atent decât putem să o facem în vârtejul grijilor de zi cu zi. Pentru aceasta se retrage monahul din lume. Nu caută ostentație monahul, nici suferința, nici sărăcia, nici prigoana, nici boala, dar nici nu se teme de el. De aceea jurământul este un jurământ de neagonisire. Bogățirea de a curge, spune Psalmistul, să nu-ți lipești inima de ea. Un jurământ de neagonisire. Pentru ca nimic din desfătarea acestei lumi să nu-i întoarcă gândul de la atenția pe care o făgăduiești. De multe ori slăbește în noi acest gând. Fiecare zi este un dar, fiecare întâlnire cu orice om e o oportunitate pe care Dumnezeu mi-o dă să-L cunosc. Fiecare împrejurare cu atât mai mult un cuvânt al Starețului, prin care cred că-L voi cunoaște pe Dumnezeu. Această atenție mă face să-L cunosc pe Dumnezeu, nu citind vreo carte de înțelepciune, ci trăind Evanghelia în fiecare zi, descoperind cum lucrează Dumnezeu în viața. Pentru aceasta, taina călugăriei este o angajare de mult mai adâncă atenție la viața noastră înșine, îndeosebi celor care în mănăstire făgăduim să trăim lepădându-ne de fricile care sunt asupra omului, sărăcie, boală, necinste. Toată slupa călugăriei amintește de acestea. Nu ca să înfricoșeze pe călugări, ci în chip realist până înainte ca acestea pot veni asupra lui, dar să nu se teamă. Pentru că și în acestea, dar mai ales în acestea, Dumnezeu este cu el și îl va cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu este cu omul și când omul este în bogăție. Și când omul este în desfrânare. Sfântul Apostol Pavel spune că am învățat să trăiesc și în bogăție și în lipsă. Și în bogăție omul trebuie să fie cumpătat. Dar mai ales în boală, în sărăcie și în necaz. Dumnezeu se descoperă ca mântuitor, ca apropiat omul. De aceea mulți pustnici au aspirat viața și nevoința. Înțelegând mângâierea lui Dumnezeu și faptul că vedeau ceea ce omul obișnuit nu mai apucă să vadă. Lucrarea lui Dumnezeu în istorie și în lume. Și în zilele noastre suntem chemați să nădăjduim la aceasta. Că putem vedea pe Dumnezeu fericit cei curați cu inima, că aceea vor vedea pe Dumnezeu. Aceasta este chemarea călugării. Aceasta este făgăduința pe care o face la călugărie, că va căuta pe Dumnezeu din toată inima lui. Adminte, toată slujba înaintea omului modern pare de neînțeles. Pentru ce aceste făgăduințe aspre? Pentru ce aceste lepădări? Și ele asemănătoare ca taina botezului. Vezi dar pe cine urmezi și de cine te lepezi. Pune în slujba călugăriei, ca și la botez, atunci când omul se leapă de demon și se unește cu Hristos. În toată lucrarea omului,
este o împreună lucrare a sa cu Dumnezeu, dar o alegere pe care statornicul o urma până la capăt. Așadar, o repădare pentru a primi mai adânc pe Dumnezeu, Cel ce umple sufletul celui ce-L caută. Ne-am rugat împreună în această slujbă și o vom face până la capăt, ca această făgăduință a celor doi părinți, Isarion și Antim, să fie împlinită până la capăt și să cunoască precum și-au dorit în această slujbă, să cunoască adânc pe Domnul și să fie statornici în această alegere de a împlini orice lucrare a lor cu gândul la Dumnezeu. Și în rugăciunea pe care am făcut-o, amintim de un cuvânt din Vechiul Legământ, pe care ține Dumnezeu, mai degrabă va uita mama pe Fiul Său decât te voi uita eu pe Fiul. Adeseori, de multe ori, ne uităm noi înșine legământul și ne clătinăm, poticnindu-ne, văzându-ne ori în stânga și în dreapta abateri sau neputințe. Și zăbăm de ce noi înșine a trăi mai atent și mai nevoitor. Dar de fiecare dată când ne reînnoim legământul, Dumnezeu își cere noi și de harul și mânghierea Dumnezeu. Să dea Bunul Dumnezeu ca și în inima lor și în viața acestei mănăstiri să rămână binecuvântarea lui Dumnezeu lucrătoare, înnoitoare, spre întărirea părinților de aici, spre întărirea celor care vin, să se întărească în lupta creștină, spre înnoirea noastră, spre biruința binului și adevărului Dumnezeu. Hai, să ne ajutăm. La Sfinția voastră, prea cuvioși părinți, cuvioși părinți, Visarion și Antim, iată ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să fim martori la acest frumos eveniment din viața mănăstirii noastre și din viața cuvioșilor voastre. Desigur, în fața icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, dacă dăm timpul în urmă, iată, aici peste 30.000 de călugări și-au depus votul de monahală aici și au fost lețuitori în obștea Mănăstirii Neamț. Deși în ultimul timp călugările sunt mai rare și ne referim aici că sunt unii doritori mai în vârstă sau mai tineri, este o binecuvântare și o bucurie pentru noi că avem încă doi călugări tineri de nădejde pentru Mănăstirea Neamț care vor ajuta la bunul mers al mănăstirii. Și desigur, pentru viața lor, care de acum începe într-o oarecare